Vă salut! Fac acest video către doamna sau domnișoara Ana Maria Gavril pentru, sau Gavrilă, pentru a răspunde efectiv la e-mailul pe care l-am primit din partea dânsei, așa zisă deputat sau demnitar. Pentru că, dacă bine știți, am făcut, sau poate nu știți, dar am făcut un video în care explicam faptul că pe live-ul transmis de către doamna Ana Maria Gavrilă, pe pagina ei de Facebook, apropo, doamna Ana Maria Gavrilă este în ceva partid politic, nici nu știu cum se numește, stați că vă zic eu, se numește POT, adică, nu știu la ce vine, partidul, în fine, oamenilor tineri, așa, nu știu pentru că e nesemnificativ și vă dați seama că nu am auzit de el. Dar, în altă ordine de idei, ceea ce vreau să vă spun este că am făcut un video în care am reacționat la ceea ce dânsa a susținut pe video făcut de ea live în cadrul unei vizite la DGASPC Deva. Am specificat, bazat pe ceea ce dânsa ne-a pus la dispoziție pe videoclipul dânsei, faptul că nu stăpânește foarte bine noțiunile de limba română, din păcate pentru ea. Se bâlbâie, nu știe să pronunțe DGASPC, cel puțin pentru un demnitar care insinua că cei de la DGASPC comit un abuz, ar fi trebuit măcar să știe să pronunțe numele instituției în fața căreia, teoretic, ea ar fi protestat. Am adus niște argumente tot așa prezentate pe baza faptului că dânsa a făcut acel video fiind foarte prost informată din partea tatălui meu, fiind însoțită de doi avocați și de unchiul Marian Marțian, care la rândul lui arăta ca un bulibaș și încerca să inducă în eroare opinia publică prin faptul că frații mei ar fi fost îngrijiți de el, lucru în totalitate fals, și încerca oarecum să se intereseze de frații mei, de cei trei minori care au fost răpiți de taică mea internațional, repet, în urma unor decizii judecători, spun chestia asta, nu vorbesc aiurea, și acum sunt în grija DGASPC Deva, sau cum vreți să se spuneți, casa copilului sau protecția copilului, tocmai pentru a putea fi reintegrați în cadrul familiei, familie pe care o reprezintă în momentul de față doar mama, tatăl neavând niciun drept. Mama având custodia exclusivă a copilor pe teritoriul Spaniei și urmează să o aibă și pe teritoriul României. Așadar, doamna Ana Maria Gavrilă, sau Gavrilă, nu știu cum se numește exact, mi-a trimis acest mail în care dânsa îmi spunea că am denigrat un demnitar al statului român. O să fac o captură de ecran și o să vă spun, o să vă arăt exact ceea ce mi-a scris. Și mi-a zis așa, 3 puncte de suspensie sau 3 puncte, not a good idea and can be expensive. Nu știu ce o să spună, că mă dă în judecată, că ea este incultă și arată live chestia asta. Nu e nicio problemă, sunt de acord. Mulțumim de reclamă între timp. Asta vă dă oportunitatea, va da oportunitatea oamenilor să meargă și mai mult pe pagina mea să se intereseze cine sunt. Bravo, ți-a reușit de minune! Băi, dacă oamenii se interesează de tine, Ana Maria Gavrilă, nu te supăra, eu aș fi dezamăgit de ceea ce ești. Atât dacă ai o funcție publică, dar în rest, părerea mea personală și avem dreptul la o liberă opinie în țara asta și e garantată de Constituție. I-am răspuns în felul următor. Vă mulțumesc pentru mesajul transmis și pentru interesul acordat materialelor publicate de mine. Doresc să clarific într-un mod cât mai transparent și obiectiv că scopul materialelor mele nu a fost și nu este de a denigra, ci de a prezenta informații bazate exclusiv pe conținutul public pe care chiar dumneavoastră l-ați distribuit. Astfel am spus strict fapte verificabile și publice, fără a aduce elemente denigratoare sau interpretări personale care să afecteze reputația dumneavoastră. Menționez că am respectat totalitatea dispozițiile legale, iar orice demers pe care l-am inițiat se încadrează în limitele legale privind liberul acces la informațiile de interes public, care este esențială pentru transparența și responsabilitatea în exercitarea funcțiilor publice, printre altele, funcționarii publici și demnitarii să fie deschiși la examinarea activităților lor de către cetățeni și să ofere informații de interes public. Poate vă plictisesc, dar îi demonstram un pic de vocabular net superior față de un mail primit de la un demnitar român. 3 puncte de suspensie, scris în engleză, nu-i demnitar englez, mă gândesc.
Așa, și a mai spus că, de asemenea, subliniez că orice observație formulată nu a fost decât o reflexie a unor date publice sau a unei analize asupra stăpânirii limbajului utilizat, fără a depăși sfera observațiilor legitime și fundamentate ce țin de dezbaterea publică. Un drept protejat atât de legislația interne, cât și de articolele 10 și 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind libertatea de exprimare. În încheiere, vă invit, dacă apreciați că am încălcat în vreun drept legal, să inițiați demersurile judiciare corespunzătoare. Sunt deschis oricărei confruntări legale și asigur că îmi voi susține poziția cu toate problemele necesare pentru a clarifica neînțelegerile apărute. Cu stimă, și m-am prezentat, Adrian Marțian. Cam asta este ideea referitoare la mail-ul pe care l-am primit și la acest video pe care l-am făcut și care a deranjat atât de tare, în care am explicat că așa ar arăta abuzul în serviciu. Vă mulțumesc celor care m-ați urmărit și dați share la chestia asta, că poate ajungem departe. Măcar scăpăm de un demnitar care nici măcar nu se știe exprima. N-am pierdut nimica, eu îmi asum ceea ce am declarat și am spus, rămâne public. Vă pup!